Bună ziua, dragii mei! Astăzi ne bucurăm de vreme frumoasă și ceva mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, dar și în partea de sud-est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade pe litoral și 19 grade în partea de nord-vest. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi în mare parte senin, iar termometrul va indica 15 grade în Ploiești, 14 grade în Călăraș. În Transilvania se anunță vreme însorită, cu maxime de până la 14 grade în Sibiu, 15 grade în Cluj-Napoca. În Moldova, temperaturile sunt în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrul va indica 16 grade în Iași, 16 grade și în Focșani. În vestul țării se anunță o zi frumoasă cu soare și maxime de până la 16 grade în Reșița, 18 grade în Baia Mare. În Oltenia ne bucurăm de intervale cu soare, iar maximele ajung, iată, la 14 grade în Slatina, 16 grade în Turnu Severin. În Dobrogea avem parte de vreme frumoasă cu soare și maxime de până la 9 grade în Mangalia, 12 grade în Megidia. La noapte, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, dar cu intensificări pe crestele montane, cu rafale de peste 60 de km pe oră. Temperaturile minime se vor încadra între minus 3 și 3 grade, dar cu valori ceva mai scăzute în depresiuni, undeva spre minus 7 grade, iar valori mai ridicate vor fi în dealurile de vest până la 6-8 grade. Vor fi și condiții de ceață, iar pe alocuri, în special în nordul și în centrul țării, se va produce brumă. În capitală se anunță vreme foarte frumoasă astăzi, avem cer mai mult senin, vântul adie moderat, iar temperatura maximă ajunge până la 15 grade. La noapte avem cer senin, iar minima coboară până la 2 grade. Mâine să știți că veștile sunt foarte bune, asta pentru că se încălzește, iar maxima urcă până la 19 grade. La munte, cerul va fi mai mult senin astăzi, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zonele înalte din Carpații meridionali și de curbură. Valorile termice sunt în ușoară creștere și se vor înregistra 7 grade în Sinaia, 8 grade în Păltiniș. Iar acum prognoza meteo personalizată. Marinela m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Balj. Maxima ajunge până la 20 de grade, iar cerul va fi senin. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.